Bună ziua, suntem gata? Dați-ne un semn. Da? Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, astăzi le-am urat un bun venit colegilor noștri din Parlamentul European, domnule Lange, stimați membri ai Parlamentului European, permiteți-mi pentru început să vă mulțumesc și să mulțumesc Parlamentului European pentru că ați fost mereu solidari cu Republica Moldova, atât prin declarații cât și prin acțiuni. A fost prima instituție UE care a solicitat ca Moldova să primească statutul de țară candidat la aderare împreună cu Ucraina și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru că ne-ați oferit această mare șansă. Am obținut statutul de țară candidat, însă drumul este înainte și mai avem foarte multe de făcut. Știm asta și suntem conștienți. Azi am primit un următor mesaj clar că locul Moldovei este în Europa. Relațiile de cooperare economică și comercială dintre UE și Moldova au cunoscut un avânt fără precedent. 60% din comerțul nostru este cu Uniunea Europeană. Exporturile moldovenești au preponderent o singură direcție, spre Europa. Acordul de liber schimb este o mare oportunitate pentru mărfurile noastre. Moldova a trecut printr-o transformare profundă a economiei. Ori, doar 15 ani în urmă, 70% din comerțul nostru era cu Rusia și CSI. Ne-am demonstrat, în primul rând nouă înșine, că ne putem schimba și ne putem schimba rapid. Am știut să investim în calitatea mărfurilor, în diversificarea produselor și a piețelor, în competitivitate și în management. Astfel, produsele noastre au un acces tot mai mare în Uniunea Europeană, acolo unde e nevoie de calitate. Dar trebuie să accelerăm, mai avem multe de făcut, să oferim beneficiile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană la cât mai multe companii. Pentru Republica Moldova, și am discutat asta în cadrul discuției noastre, anul 2022, deși începea economic promițător și bine, a venit 24 februarie și am resimțit mai multe crize. O inflație de peste 30%, perturbări în comerțul internațional din cauza războiului din Ucraina, creșterea prețurilor la energie a avut un impact semnificativ asupra economiei țării noastre, generând costuri pe întreg lanțul valoric. În 2023 trebuie să recuperăm. O să facem reformele necesare, o să oferim finanțări pentru întreprinderile mici și mijlocii, o să atragem noi investiții, o să susținem economia și crearea locurilor de muncă. Uniunea Europeană a fost alături de țara noastră în aceste momente de criză și suntem foarte recunoscători pentru tot suportul acordat, inclusiv pentru decizia Consiliului European în vara trecută de a mări cotele la export pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în continuarea liberalizării comerțului, crescând semnificativ sau chiar eliminând cotele tarifare și prețurile de intrare pentru produsele moldovenești pe piața UE. Considerăm că liberalizarea comerțului este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor comune prin crearea și dezvoltarea unui climat de credibilitate între parteneri, atragerea investițiilor și asigurarea unor procese de integrare coerente. Majoritatea programelor de dezvoltare ale guvernului sunt orientate către sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Conștienți că de capacitatea financiară limitată a bugetului de stat, care trebuie să facă față unor cheltuieli sociale fără precedent, mizăm pe asistența UE, mai ales în ceea ce privește instrumentele recent lansate pentru dezvoltarea și sprijinirea antreprenoriatului. Mizăm în continuare pe sprijinul UE, atât politic cât și tehnic, administrativ și financiar. În calitate de minister responsabil de dezvoltare economică, susținerea mediului de afaceri, a climatului investițional și dezvoltării digitale, pe agenda noastră comună pe care am discutat-o astăzi, avem următoarele priorități. Extinderea gamei produselor autohtone admise pe piața comunitară, în special de origine animală, sporirea exporturilor de produse cu un nivel mai înalt de procesare și o valoare adăugată pentru economia națională, aderarea Republicii Moldova la programul comunitar privind piața unică, continuarea diminuării presiunii administrative asupra mediului de afaceri și acordarea de suport pentru consolidarea competitivității acestora și potențialului de export, negocierea și semnarea și punerea în aplicare a acordului european privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, care ar fi o mare oportunitate pentru exporturile noastre,
consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ în domeniul tehnologiei informației, digitalizarea economiei și dezvoltarea comerțului electronic, dezvoltarea digitală a sectorului public și privat conform ultimelor tendințe tehnologice în interesul cetățenilor și mediul de afaceri și, nu ultimul rând, eliminarea tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană, ceea ce va economisi cetățenilor 10 de milioane de lei pe an. Sunt doar câteva activități menite să ofere un mediu favorabil pentru asocierea politică, armonizarea legislativă și integrarea economică, toate acestea fiind elemente esențiale ale unui viitor proces de aderare. Republica Moldova este un stat european și am demonstrat-o ca popor în nenumărate rânduri atunci când a trebuit să ne apărăm democrația. Europa înseamnă prosperitate, dar și libertate, democrație, supremația legii, solidaritate, cooperare și ajutor reciproc. Din numele poporului Republicii Moldova, vă mulțumesc că sunteți aproape atunci când avem nevoie de o mână de ajutor. Yeah, thanks a lot, Minister, ladies and gentlemen. I am here as chair of the International Trade Committee of the European Parliament with a delegation of this committee, and the purpose of our visit is of course to further improve the trade relation between Moldova and the European Union. Moldova is a strong partner in trade with the European Union. I guess over 60% of the export of Moldova is going to the European Union. And this is a wonderful development because there's a real shift from other target countries to the European Union in a quite short time, and this is a development which is quite unique worldwide. And now we have stable trade relation between Moldova and the European Union based on a trade agreement which is now enforced for almost 10 years. And we really are in a position that we can say that is a fruitful relation between Moldova and the European Union. And of course, there are always possibilities for further improvement, specifically in the situation where we are faced with a war nearby, with a Russian aggression. And we want to stabilize this promising economic development of the last years. So we looking for further opportunities to strengthen the export of Moldova and to improve the investment from European companies in Moldova. One element, of course, is to open the export possibilities for specific vegetables from Moldova. We took some autonomous trade measures to improve the possibilities for export, like apples, and we are really keen to prolong these possibilities so that there is a stable perspective for this. Secondly, we will give some further support for the infrastructure policy to stabilize trade possibilities as well, the so-called macro-financial assistance. We will start the preparation for the next macro-financial assistance, which will have a volume from 145 million euro immediately next week in my committee, and I hope we can finish the process at May so that we can really give the opportunity to support quite soon. And thirdly, of course, in the frame of our trade agreements, we have some smaller items which needs some solutions. The question of roaming was mentioned by the minister. I'm quite sure that we in the International Trade Committee will bring this on the table and find a solution. It's in the common interest to stabilize and improve the links between Moldova and the European Union, and roaming is one of the best assessed from the European Union. And we will also look to have further agreements regarding the recognition of
standards of certification process so that the export to trade relations will be much easier in the future than it is today. So there is a really wonderful path which the government is going ahead, and specifically the minister here close to me, and we want really to support this way because Moldova is member of the European family and we respect their way, we respect their try to be a competitive partner in the European family, and we want to reject all tries to destabilize politically, economically this country. We want to be in a line with Moldova as a self-confident country in the European family. Thanks a lot. Thank you very much. Întrebări, dacă sunt? Eduard Maciac, portalul Politic Media. Domnul Laiba, spuneți-ne, în 2022 a existat o problemă în legătură cu exporturile noastre în Uniunea Europeană. Mă refer la cotele pe care le are Republica Moldova la export. Ele nu sunt valorificate pe deplin. Există în continuare restricții la exportul de produse animaliere. Laboratoarele noastre încă deocamdată nu corespund, laboratoarele fitosanitare, cu standardele europene și vă întreb dacă pentru anul acesta această problemă urmează să fie soluționată așa încât noi să pătrundem pe piața UE cu produse de origine animaliere, mă refer la carne, ouă și alte produse. Mersi. Da, mulțumesc. Asta am avut în vedere spunând că mai aveam de muncit și mai aveam de lucru pentru a ne ajusta standardele și legislația și practica pe unele categorii de produse. În același timp avem și istorie de succes, să le numim așa, unele produse pe care permanent atingem cotele și o să sperăm la o relaxare în continuu a acestora. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru interes și pentru prezență. Mersi. Thanks a lot.